Bună seara, dragi copii! În seara aceasta vă voi spune povestea celor două surori. A fost odată, ca niciodată, au fost două surori care semănau una cu alta ca două picături de apă, numai că una era bună, iar cealaltă avea o fire rea. Cum tatăl lor rămăsese fără slujbă, cele două fete se gândiră să se facă slujnice. Mă duc eu prima și vedem cum m-oi descurca, spuse sora mai mică, mereu cu zâmbetul pe buze, apoi mă poți urma și tu, surioară, dacă vedem că merge bine. Și astfel își făcu o desagă, își luă rămas bun de la familie și porni în căutarea unei slujbe, numai că nimeni din oraș nu avea nevoie de slujnică, așa că o porni mai departe. Pe drum dădu peste un cuptor în care se vedeau mai multe pâini la copt. În timp ce trecea, franzelele au început să strige toate într-un singur glas. Fetițo, fetițo, scoate-ne de aici, te rugăm! Am fost puse la copt de 7 ani și nimeni n-a venit să ne scoată. Dacă nu ne scoți, ne vom arde de tot în scurt timp. Atunci, bună la suflet cum era, micuța se opri, își lăsă de saga deoparte, scoase pâinele și apoi își văzu de drum spunând, de acum încolo va fi mai bine. După o vreme, ajunse lângă o vacă, alături de care se afla o găleată goală, iar vaca îi spuse, fetițo dragă, mulge-mă, te rog, mulge-mă, de 7 ani aștept, dar n-a venit nimeni să mă mulgă. Așa că fata mărinimoasă se opri, își lăsă de saga deoparte și începu să mulgă vaca în găleată. După ce îi sprăvi, își văzu de drum spunând, de acum încolo îți va fi mai bine. Mai merse ce mai merse și ajunse la un măr atât de încărcat de fructe, încât ramurile sale stăteau să se rupă. Mărul îi strigă, fetițo, te rog, scutură-mi crengile. Fructele atârnă atât de greu că nu mai pot să stau drept. Atunci fata, bună la suflet, se opri, își lăsă de saga deoparte și începu să scuture cât putea de tare, astfel încât merele să cadă, iar pomul să poată sta din nou drept. După ce îi sprăvi, își văzu de drum spunând, de acum încolo îți va fi mai bine. Fetița merse înainte până ce ajunse la o casă în care locuia o vrăjitoare bătrână. Vrăjitoarea avea nevoie de o slujnică și făgădui că o va plăti cum se cuvine. Așa că fata se hotărâ să se oprească la ea și să vadă cât de mult i-ar fi plăcut să muncească acolo. Trebuia să măture podelele, să păstreze ordinea și curățenia în odăi și să aibă grijă să pună mereu lemne pe foc. Dar era și un lucru pe care vrăjitoarea nu îi îngăduia să-l facă, să privească în sus pe horn. Dacă nu faci cum îți spun, zise vrăjitoarea, o să cadă ceva peste tine și o să o sfârșești prost, fetițo. Ei bine, fata munci cu sârguință, șterse praful și făcu mereu focul, dar nu primi nicio lescaie. De la o vreme, i se făcu dor de casă, deoarece nu-i plăcea să o slujească pe vrăjitoare, întrucât aceasta mânca prunci fierți la cină și le îngropa apoi oasele în grădină, sub niște pietre. Dar cum nu voia să se întoarcă acasă cu mâna goală, hotărâ să rămână și să-și vadă mai departe de treburi, ca și cum ar fi fost pe deplin mulțumită. Apoi, într-o zi, pe când deretica podeaua dinaintea vetrei, se pomeni cu nisca eva cenușă în cap și, uitând că nu era îngăduit să privească pe corn, se uită în sus să vadă de unde venise cenușa. Și ce să vezi? Un sac mare cu aur îi căzu în poală. În acest răstimp, vrăjitoarea pornise la una dintre treburile ei vrăjitorești, iar fata se gândi că era un bun prilej să plece spre casă. Așa că își ridică jupoanele și porni în fugă spre casă, dar nu apucă să meargă decât puțin și o auzi pe vrăjitoare venind după ea călare pe mătură. Dar mărul pe care îl întâlnise în drum și pe care îl îndreptase, i se ivi în cale,
Așa că fata alergă la el și se tângui. Mărule, mărule, ascunde-mă bine, astfel ca hârca să nu dea de mine. Că de mă prinde, mi-adună oscior cu oscior și mi le îngroapă sub pietrele de lângă pridvor. Atunci mărul îi răspunse, sigur că te ascund. Ți-ai făcut pomană cu mine și m-ai îndepărtat. Mi-ai dat merele la o parte și eu m-am făcut silueta dreaptă. Iar o fată, o faptă măreață și bună, merită să fie răsplătită. Și astfel mărul o ascunse bine de tot printre crengile lui verzi, iar când vrăjitoarea trecu pe acolo în zbor, zicând, copacul meu, copacul meu, n-ai văzut cumva pe slujnica mea? Are o desagă mare, mare și în tăcere mi-a furat toți bănuții, întreaga avere. Dar pomul îi răspunse, n-am văzut o mamă dragă, de 7 ani n-am zărit vreo desagă. Așa că vrăjitoarea își continuă zborul în altă parte, iar fata se dădu jos din copac, îi mulțumi cum se cuvine și își văzu de drum. Dar pe când se apropia de locul în care se afla vaca pe care o mulsese, o auzi din nou pe vrăjitoare venind pe urmele ei, așa că se apropie de animal și îi spuse, văcuțu, văcuțu, ascunde-mă bine, astfel ca hârca să nu dea de mine, că de mă prinde mi-adună oscior cu oscior și mi le îngroapă sub pietrele de lângă pridvor. Sigur că te ascund, îi răspunse vaca. Nu tu mai mulți și ți-ai făcut un pustiu de bine cu mine? Ascunde-te în dărătul meu și o să scapi teafără. Iar când vrăjitoarea trecu pe acolo în zbor, strigă la vacă. Văcuța mea, văcuța mea, n-ai văzut cumva pe slujnica mea? Are de sagă mare, mare și în tăcere mi-a furat toți bănuții, întreaga avere. Dar vaca îi răspunse convincios. N-am văzut-o, mamă dragă, de 7 ani n-am zărit vreo desagă. Apoi hârca își continuă zborul în altă parte, iar fata porni cu puteri noi înapoi spre casă. Însă tocmai pe când se afla în dreptul cuptorului cu pâine, o auzi pe înfricoșătoarea vrăjitoare apropiindu-se de ea în zbor, așa că fugi cât putu de repede către cuptor și se tângui. Cuptorule, cuptorașule, ascunde-mă bine, astfel ca hârca să nu dea de mine. Că de mă prinde, mi-adună oscior cu osicior și mi le îngroapă sub pietrele de lângă pridvor. Atunci cuptorul îi răspunse, teamă mie că nu am loc pentru tine, pentru că am la copt acum un alt rând de pâini, dar uite-l pe brutar, vezi dacă nu poate el să-ți vină în ajutor. Așa că fata îl rugă pe brutar, iar la acesta îi răspunse, cum să nu te ajut? Doar mi-ai salvat ultimile franzele și nu s-au ars, așa că dă fuga în brutărie. O să fii în siguranță acolo, iar pe vrăjitoare, las-o în seama mea. Și astfel fata se ascunse în brutărie tocmai la timp, pentru că vrăjitoarea bătrână se apropia furioasă zicând, brutarul meu, brutarul meu, n-ai văzut cumva pe slujnica mea? Are o desagă mare, mare și în tăcere mi-a furat toți bănuții, întreaga avere. Atunci brutarul îi răspunse, uită-te în cuptor, poate o fi pe acolo. Și vrăjitoarea coborâ de pe mătură, deschise ușa cuptorului, dar nu văzu pe nimeni. Ei, strecoară-te înăuntru și scotocește în cel mai ascuns ungher, spuse brutarul cu șiretenii. Iar vrăjitoarea intră în cuptor, poc! Îi închise ușa în nas, iar hârca se pomeni la frigare. Și când ieși odată cu pâinea, era toată rumenă și crocantă și fu nevoită să se târie până acasă și să se ungă din cap până în picioare cu iaurt rece. Iar fata cea bună și mărinimoasă reuși să se întoarcă cu bine acasă, cu tot cu desaga plină cu bani. Acum, sora cea mare și țâfnoasă era tare invidioasă pe acest noroc și își puse mâinile în cap să pună și ea mâna pe un sac cu aur. Așa că la rândul ei își băgă o parte din lucruri într-o desagă și plecă pe același drum ca și sora ei. Dar când ajunse la cuptor și pâinile se rugară de ele să le scoată de acolo, pentru că se coceau deja de 7 ani, fata își întoarse capul și le răspunse, ia auzi, să mă ard eu degetele ca să vă salvez vouă coaja, nici nu mă gândesc. Și zicând acestea, își continuă drumul până ce dădu de o vacă ce aștepta alături de găleată să fie mulsă. Dar când vaca îi spuse, fetițo, fetițo, mulge-mă, te rog, mulge-mă, de 7 ani aștept să fiu mulsă.
Gata, faca. Izbucni în râs și răspunse: n-ai decât să mai aștepți 7 ani. Nu-mi pasă, nu o să înserv viitoarea ta. Și-și văzu de drum până când ajunse la mărul plin de roade. Dar când acesta o rugă să-i scuture crengile, ia chicotit și, culegând un măr mai copt, spuse: mi-e de ajuns un singur măr, pot să le păsez pe celelalte pentru tine. Zicând asta, plecă mai departe, mâncând din măr pe drum, până când ajunse la casa vrăjitoare. Vrăjitoarea, deși se lecuise în urma pățanii din cuptor, când se trezise rumene și crocantă, era nespus de supărată pe toate slujnicele cele tinere și hotărâtă să nu se mai lase trasă pe sfoară încă o dată. Așa că multă vreme hârca nici nu mai ieși din casă, astfel încât sora cea prost crescută nu a avut prilejul să caute în sus pe horn cum își pusese în cap să facă de la bun început. În schimb, era nevoită să spele și să frece, să curețe, să deretice de zor, până ce pică frântă de oboseală. Dar într-o zi, când vrăjitoarea se duse în grădină să-și îngroape oasele, fata dibui momentul potrivit, se uită în sus pe hor și ce să vezi, un sac de aur îi căzu în poală. Bun, o și lua la sănătoasa pe dată și fugi până ce ajunse la măr un covoiat de fructe, când o auzi pe vrăjitoare venind în zbor pe urmele ei, așa că se tângui cum făcea și sora ei, spunând: mărule, mărule, ascunde-mă bine, astfel ca hârca să nu dea de mine, că de mă prinde, mi-adună oscior cu oscior și mi le îngroapă sub pietrele de lângă pridvor. Dar mărul îi răspunse: nu-i loc și pentru tine, fiindcă am prea multe mere pe crengi. Așa că fata se văzu nevoită să alerge mai departe, iar când vrăjitoarea ajunse zburând pe mătură în dreptul mărului, îl întrebă: copacul meu, n-ai văzut-o cumva pe slujnica mea? Are o desagă mare, mare și în tăcere mi-a furat toți bănuții, întreaga avere. Iar mărul îi răspunse: da, mamă dragă, într-acolo s-a dus. Atunci vrăjitoarea o apucă pe urmele ei și o prinse, o zvântă în bătaie, își luă înapoi sacul cu aur și o trimise acasă fără niciun sfanț, pentru cât măturase, frecase, dereticase și curățase. Iată, dragi copii, aceasta a fost povestea celor două surori, diferite ca fiind, una bună și una rea. Deci pentru faptele bune, răsplată bună, și pentru lucrurile urâte, o răsplată rea. Noapte bună!